Iubire. Așa este, pentru că vedeți dumneavoastră, de când ne naștem până murim, suntem în căutarea iubirii. Cădem, ne ridicăm, rănim pe alții, suntem răniți de alții și când în sfârșit am învățat să iubim curat, pentru ca nimeni și nimic să nu mai murdărească acea iubire, Doamne ne ia la El, să continuăm povestea de iubire cu El, o poveste pe care am experimentat-o și am învățat-o aici prin diferite lecții de viață. Mai mult decât atât, nu suntem pe pământ nici să adunăm cartoane, nu suntem pe pământ nici să adunăm conturi în bancă sau multe mașini sau case de vacanță, pentru că, vedeți dumneavoastră, am adeseori în minte această imagine că în acel cortegiu funerar al fiecăruia dintre noi în drum spre cimitir, dincolo de prieteni, dincolo de familii, dincolo de sufletele pentru care la un moment dat am însemnat ceva în viața aceasta, nu va fi în urmă un camion cu bunurile pe care le-am adunat. Nu va fi în acel camion nici lucruri, nici cartoane, nici alte lucruri care rămân aici. Da. Mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, fiecăruia dintre noi îi este dat să aibă o întâlnire decisivă cu Dumnezeu. Fie că acea întâlnire se numește o boală, fie că acea întâlnire se numește un om providențial prin care Dumnezeu îi vorbește, fie că acea întâlnire este pur și simplu un moment tainic al inimii, când inima lui Dumnezeu se arătă inima omului. Și atunci întâlnirea aceea este decisivă. Mai ales, pentru că vedeți dumneavoastră, iubirea și iertarea sunt două aripi cu care zburăm spre cer. Nu se poate una fără cealaltă. Și iertarea, în primul rând, este un cadou pe care ne-l facem noi, zi de zi. Nu pentru că celălalt ar merita întotdeauna iertarea, mai ales dacă vorbim de niște abuzuri emoționale, dacă vorbim de niște abuzuri fizice, sunt adevărate drame, violuri sau mai știu ce. Și ajungem într-un final să ne facem acel proces de catarsis, de curățire interioară, prin care iubim și rana și iubim și pe cel ce a făcut rana. Prin acest proces de iertare, spuneam, trec nu pentru că celălalt ar merita iertarea, ci pentru că eu merit liniștea. E un cadou pe care mi-l fac mie. Îl desleg de datorie. Eu am câteva filtre pe care îmi verific dacă am iertat pe cineva sau nu. Și iertarea este un proces pe care eu vreau să-l fac, nu pentru că trebuie. Trebuie sunt niște programe adăpostite în subconștient din copilărie. De la mama, de la doamna educatoare, de la doamna învățătoare. Trebuie să fii de nota 10. Trebuie să nu mă faci de rușine. Trebuie să-ți faci nu știu ce obicei. În viață nu este vorba despre trebuie. Este despre vreau sau nu vreau. Vreau și mi-asum tot ce urmează după, nu vreau și la fel mi-asum tot ce urmează după. Vedeți dumneavoastră unui copil, dacă îi spui, nu te du acolo, că frige plita aceea, el zice, da. Și când mami și tate s-au întors cu spatele, se duce și pune degețelul acolo, frige, și pe urmă toată viața lui nu mai pune degetul într-un anume loc pentru că știe că frige. La fel și noi, degetul inimii noastre adeseori pune acolo unde frige în viață. Și sunt niște lecții de viață prin care adeseori e nevoie să trecem pentru a gusta iertarea și iubirea și anumite experiențe de viață care nu fac nimic altceva decât să ne maturizeze. Pentru că n-am venit pe pământ cu niște manuale gata învățate. Ce toată viața învățăm, cădem, ne ridicăm, iar cădem, iar ne ridicăm. Important este când vine moartea. Că moartea nu vine să te invite la o cafea, cum spunea părintele Arsenie Papacioc, ci moartea vine să te ia. Și atunci, când vine moartea, să nu mă găsească în cădere, în deznădejde, în golul din mine, ci să mă găsească în ridicare. Am căzut, dar, Doamne, în căderea mea sunt cu Tine. Nu divorțez de Tine. Orice aș face, orice aș simți, mă țin scai de Tine. Și mâine iar cad și mâine iar mă duc în brațele lui Doamne și îmi cer iertare. Și orice aș fi până la buza mormântului, eu nu mă despart de Doamne.
Sunt. Sfântul Siloan Antonitul, un sfânt care mi este foarte drag sufletului meu, are un cuvânt miezos, care este și titlul unei cărți. Țineți mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Adică fii sincer cu tine, vezi iadul din tine, plusurile și minusurile de acolo, dar nu deznădăjdui. Și în iadul acela, ontologic, interior, nu suntem singuri. Ni se pare nouă că în acea deznădejde, că în acea perioadă în care suntem la podea, suntem singuri. Dar Doamne e cu noi. Și ca un profesor care atunci se dau niște examene și nu suflă studentului rezultatul. Pentru că nu i-ar face un favor asta. Dar îl supraveghează. El nu e singur în sală. El nu e singur pe perioada examenului. Am eu un cuvânt pe care l-am scris într-un material. Nu împart eu dreptatea. Nu socot eu cine merită și cine nu merită. Cine e vrednic și cine nu e vrednic. Nici măcar în rugăciune las ca lacrimile mele și inima mea să ajungă la Doamne într-un anume fel. Însă, ce pot să spun este că am văzut un episod din viața unui om. N-am văzut toată viața lui acolo. Și vă dau un exemplu. Vedem o tânără de 19 ani la braț cu un domn de 47-48. Noi, cei de pe margine, avem tendința să spunem, uite, vezi, e o fată ușuratică. O depravată, da. Îi trebuie banii lui, averea lui, probabil dacă a fost căsătorit, îi strică căsnicia, are nevoie de ceva de la ea. Fata aceasta, după ce defilează într-un anume fel în anumite zone, poate merge la un părinte, poate merge la un psiholog și așează culungând și spune așa, părinte, dacă tata măcar o dată mi-ar fi spus că sunt frumoasă, dacă tata măcar o dată m-ar fi luat în brațe, dacă tata măcar o dată m-ar fi mângâiat și l-aș fi simțit aproape, eu nu aș fi fost acum la a doua sau la a treia relație cu bărbați de peste 46 de ani, căutând în ei pe tata, căutând în ei afecțiunea tatălui, căutând în ei dragostea din copilărie pe care n-am primit-o. Și atunci mă întorc la acea imagine în care am văzut un episod din viața unui om, dar n-am văzut toată viața lui. Adică în spatele fiecărui eveniment din acesta, în spatele fiecărui rând, există un istoric despre care noi nu știm absolut nimic. Toți oamenii aceștia de care dumneavoastră mi-ați povestit au avut o copilărie, au avut un trecut mai mult sau mai puțin. Și-au pus, care la rândul lui trecut sau copilărie și-au pus amprenta asupra sufletului. Da, pe de-o parte. Pe de altă parte, cu aceste date, nu știm noi momentele lor de pocăință. Nu știm noi momentele în care se duc și se spovedesc, momentele în care se duc și ridică un om de la podea descurajat, momentele în care poate îmbracă pe cineva sau dau de mâncare cuiva și omul acela nu-l uită niciodată. Și cuvântul acela de mulțumesc sau rugăciunile acelea îi șterg cu buretele înaintea lui Hristos toate neputințele lui. Hristos nu iartă doar din vârful buzelor. Și când am făcut o boacă, ne spune, da, cu 3 ani ce-ai făcut? Da, cu 7 ani ce-ai făcut? Nu. Hristos când iartă, spune Nicolae Steinhardt, iartă boierește și șterge cu buretele tot, ca și cum n-am făcut nimic, ca și cum am fost cei mai cuminți de pe fața Pământului. Și atunci, dacă Hristos l-a iertat, boierește. Cine sunt eu ca să-l mai răstignesc încă o dată? Cine sunt eu? Dacă Hristos l-a iertat, boierește. Și vă spuneam cu o întrebare mai în urmă, de faptul, de acele filtre prin care ne dăm seama că am iertat sau nu. Și anume, în primul rând, niciodată, oricine mi-a făcut și orice mi-a făcut, nu mai povestesc episodul respectiv. Dacă îl mai povestesc, că acum 10 ani, că acum 5 ani, că înseamnă că n-am iertat. 2. Niciodată, dar absolut niciodată, pe omul acela nu mai vorbesc de rău de nimeni, față de nimeni, nici chiar când sunt cu el. Nu am o reactivitate. Mai mult decât atât, îmi dau seama că am iertat pe cineva dacă nici măcar în intimitatea
camerei mele, nu mă duc cu el pe tavă la Hristos să-l părăsc. Uite, Doamne, ce mi-a făcut. Că eu pot foarte bine înaintea oamenilor să pozez într-un fel, înaintea lui să pozez într-un fel. Și faptele zi, să fie altceva. Vieții de zi cu zi chiar... Altar. Sunt dovezi de iubire. De ce vă zic asta? Citeam la un părinte cu ceva timp în urmă, ceva asemănător, și mi-am formulat de acolo un gând, și anume că trebuie să arăt eu lui Dumnezeu că Ionel are mâine examen la școala de șofer, că Maria are nevoie de ajutor pentru să intre la locul de serviciu acolo, sau că mai știu ce Gheorghe are nevoie de ajutor la operație mâine. Trebuie să-i spună lui Doamne, Doamne nu le știe, nu le vede. Și atunci, de ce s-a rânduit să se ducă aceste bilețele la altar și să ne rugăm unii pentru alții? Pentru a mulți dragoste între noi. Nu pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut, ci pentru ca durerea ta să fie durerea mea, bucuria mea să fie bucuria ta. Pentru a intra în comuniune unii cu alții. Nu pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut. Tocmai de aceea, astfel de hârtiuțe care vin la altar, Doamne zâmbește când le vede. Pe un copil, când face câte o boacănă și se așteaptă, spre exemplu, la un patru, se așteaptă când ajunge acasă, să-l certe. Chiar și tatăl îi zice, uite, astăzi ai luat 4, ieri ai luat 8, dar mâine poți lua 10. Depinde de tine. Așa și aici. Dacă într-o întâlnire din această providențială cu un părinte, părintele acela toarnă cărbunii dragostei pe inima acelui suflet înghețat, este mult mai de folos decât dacă arătăm cu degetul niște citate sau mai știu ce alte lucruri. E nevoie să ne simțim mai mult. Să lăsăm inimile noastre. Mai mult, asta da, să lăsăm inimile noastre să-și vorbească. Și inima copiilor niciodată nu minte. Pentru că întotdeauna copiii trăiesc în prezent, nu trăiesc nici într-un trecut pe care nu-l mai pot schimba, nici într-un viitor plin de frici ce o să se întâmple, ci se bucură de prezent. Și un copil, spre exemplu, dacă acum se ceartă și zice, nu te mai vreau să te mai văd urâtule, că mi-e la cuburile. Peste 5 minute se joacă și se împacă. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic între ei. De ce? Că pentru ei bucuria e mult mai importantă decât orgoliu. Cine a avut dreptate, cine nu. Aici vin ca psiholog clinician și am o frumoasă activitate și mulțumesc, doamne directoare, pentru această colaborare. Însă, am făcut ceva formări și în psihoterapie sistemică de cuplu și familie. Ca și psihoterapeut, nu doar ca și psiholog. Pe care le voi încheia curând. Acolo am învățat că întotdeauna copiii sunt bureți emoționali ai părinților. Un copil spune la vedere ceea ce face un părinte un ascuns. De ce? Stați să termin ideea. Vă dau un exemplu foarte practic. Spre exemplu, e familia la masă și la un moment dat, la ușă, sună vecina că îi trebuie o cană de zahăr sau mai știu ce să-și facă o prăjitură. Mămica se duce la ușă, deschide, își pune măscuța pe față, îi zâmbește într-un anume fel, îi dă zahăr sau nu-i dă, dar de obicei îi dă, că dacă nu știe toată scara blocului că n-a dat. Da. Și pe urmă, după ce se închide ușa, dă măscuța jos și vine la masă și începe, ai văzut, nesimțit, dar n-are o cană de zahăr în casă, sigur a venit să mă verifice dacă îi dau, dacă nu-i dau, ce fac acasă. Nu era mai creștinește să-i fi spus, nu pot să-ți dau sau nu vreau să-ți dau, mai cinstit? Nu acolo e baiul, în altă parte vreau să ajung. Copilul a fost la masă și a văzut ce fel a abordat-o pe vecină. Cele două măști ale mamei. Și a văzut când s-a întors la masă altceva. Ei, aceasta este o amprentă care se pune pe mintea și pe inima copilului. Mama pe deasupra vorbește despre mere, dar pe dedesubt despre cuțite. Și limbajul acesta paradoxal este un limbaj toxic pentru un copil. Indiferent de vârsta copilului, aceste limbaje paradoxale, v-am dat un exemplu așa foarte neutru, dar se întâmplă în cuplu să fie aceste limbaje paradoxale. Părinții să aibă probleme de cuplu, să-și transmită niște mesaje verbale sau non-verbale, iar copilul să le simtă. Să fie martor și să le simtă. Și să le simtă. Și să fie marcat. Bineînțeles, și să aibă niște reactivități pe parcurs. Tocmai de aceea,
eu tot timpul am tendința în consiliere să mă întorc la rădăcini. Să mă întorc la rădăcini, să vedem ce a fost acolo. Pentru că cei 7 ani de acasă sunt decisivi. Iar științele, neuroștiințe demonstrează că până la vârsta de 5-6 ani, un părinte este Dumnezeu pentru copilul lui. Exact. Spuneam că dacă cele 3 instituții, familia, biserica și școala, fiecare în parte își fac treaba până la capăt și împreună colaborează, generația de mâine este o generație care nu numai că va avea cine să ne aprindă o lumânare la mormânt, este o generație care nu numai că va privi în urmă cu recunoștință, dar este o generație care mai departe va transmite aceste valori. Valori, lumină și sănătate de orice factură. Este foarte important ca școala să nu se aștepte să facă biserica ce trebuie să facă ea, părinții să nu se aștepte să facă școala ce e nevoie să facă ea acasă și lucrurile merg în rocadă. Însă, vă dau un exemplu practic pentru a înțelege cum funcționează mecanismul și anume o întâmplare pe care am spus-o și într-o seară de curând. Un copil iese cu tatăl lui dintr-un mall și tatăl într-o mână are foarte multe sacoșe și în cealaltă și la un moment dat copilul se agită în jurul lui. Și tatăl zice, măi, dar potolește tu, dată, ce tot te foiești atâta? Că uite, aici ți-am luat Spider-Man, dincoace ți-am luat echipament sportiv, dincoace ți-am luat o consolă, aici ți-am luat niște dulciuri. Și copilul zice, tati, ia-mă de mână. Știți? Trăim într-o perioadă în care noi credem că dacă îi dăm copilului anumite lucruri pe care noi nu le-am avut cândva, pentru că și noi există acea carență, ne-am făcut datoria. O prezență a mamei sau a tatălui, o atingere a mamei sau a tatălui, un timp petrecut de calitate cu un copil și iubit nu pentru nota din carnet, ci pentru nota din inima noastră, sunt lucruri care nimic nu le poate compensa. Pentru că în viață nu este despre ce ai, ci despre cine ai lângă tine. Dorim să aducem pe Hristos oriunde și să învățăm să ținem candela iubirii aprinsă oriunde, indiferent de cicatricile de pe trup, de pe minte sau de pe inimă. Mulțumesc, părinte. Cu mare drag.